Codin Maticiuc a lansat recent cartea Dresor de lei și de fraier, iar protagonistul acesteia este nimeni altul decât Nuțu Cămătaru. Celebrul interlop a dezvăluit fără rețineri că a avut aventuri cu mai multe vedete din România, printre care și Nicoleta Luciu. Totul s-ar fi întâmplat în anul 2003, pe vremea când Nicoleta Luciu forma un cuplu cu Dinu Maxer. Aceste afirmații au fost aspru criticate în mediul online, iar numele Nicoletei Luciu s-a auzit cu ecou în lumea showbizului românesc. Acum însă, actrița surprinde pe toată lumea. Potrivit apropiaților săi, Nicoleta Luciu a decis să-l dea în judecată pe Nuțu Cămătaru, deoarece susține că acesta îi strică imaginea. Sursele apropiate vedetei au mai spus că aceasta nu a negat ce s-a scris, dar nici nu a recunoscut pe de altă parte că într-adevăr s-a iubit cu interlopul. Nicoleta Luciu vrea să-l dea în judecată pe Nuțu Cămătaru, e foc și pară. Avocații lucrează la acte, îl dă în judecată pentru prejudiciu de imagine. Nu neagă că este adevărat ce a scris Nuțu, nici nu recunoaște. Spune doar că respectivele declarații au afectat grav imaginea publică, au declarat în presă surse apropiate vedetei. Iar dacă Nuțu Cămătaru recunoaște legătura sa și a fratelui său Sile cu frumoasa brunetă în urmă cu ani buni, lucrurile au revenit în atenție odată cu publicarea cărții. N-am băut și n-am fumat niciodată. Am făcut toată viața sport, dar am un viciu. Îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete. Am fost și eu și Sile cu femei celebre. Nicoleta Luciu, Roze Mari, Elena Ioniță. Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică de noi că avem nevoie de prostituate când noi eram cu cele mai frumoase fete, mărturisea în trecut Nuțu Cămătaru.